Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Casa Abonaților. Iată e nou joculețul ăsta și nu știu exact ce se întâmplă cu această serie, dar de fiecare dată când postez un episod se strâng acolo peste 2-3 mii de like-uri instant. Așa că dacă și voi vă aflați printre cei care apăsați butonașul de like imediat cum postez episodul sau poate l-ați apăsat chiar acum când ați auzit acest mesaj, vă mulțumesc din suflet și hai să trecem la trebușoară pentru că avem o grămadă de lucruri de făcut. După cum observați, data trecută am pus aici un pat. Am pus aici un TV, dar nu prea avem noi mare lucru în casă făcut. Și majoritatea lucrurilor pe care le-am făcut au fost la exterior. După cum vedeți, exteriorul arată destul de bine. Acoperișul este făcut în totalitate. Zona asta de jos e făcută ca lumea. Acum ce ne trebuie nouă să facem este să completăm acest perete. Și după asta o să începem cu ușile și cu geamurile. Acum, foarte important, am reținut deja câțiva dintre voi care mi-ați lăsat comentarii că ați vrea să locuiți în această casă. Dar dacă vreți să aveți o șansă mai mare să vă trec pe lista respectivă și dacă cumva o să bagi în joc chestia aia să vă pot nota aici pe un perete sau ceva de genul ăsta, lăsați în comentarii dacă vreți, spuneți ceva de genul că vreți și voi să participați, să fiți aici în casa abonaților și apăsați și butonașul de like. Bun, hai să trecem la trebușoară. În primul rând o să mergem noi până în oraș. Pentru că în oraș noi avem acolo treburi importante, cum ar fi de exemplu să împrumutăm niște obiecte. Obiectele astea oricum aveam nevoie de ele și o să ne apucăm și de treabă în casă cât de curând. Dar obiectele astea sunt foarte importante pentru că sunt pe lista aia pentru a completa casa 100%. Și dacă nu le iei, nu o să poți să faci treaba. Uite, de exemplu aici mai am un scaun. Avem nevoie de acest scaun, dar stai să încerc eu să bag chestia asta cu viteză. Și să nu stăm prea mult, să pierdem vremea. Uite ce frumos mergem noi cu scăunelul. Din ce am înțeles la un moment dat, după ce completezi pereții și toate nebuniile, o să-ți dea un magazin de unde să poți să cumperi mobilă, dar până una alta, nu prea avem altă soluție, așa că o să ne folosim de ce avem. Luăm și noi un scaun. Bine, îl împrumutăm, v-am spus, nu le furăm, adică știți, înțelegeți voi la ce mă refer. Bun, hai să vedem, o să-l plasăm, uite aici frumos, uite așa. Ce vorbești, măi? Și mi-a pus acolo task complete. O să vedeți că avem building task și uite, one chair, one TV, one bed și aici sunt o grămadă de obiecte pe care nu le am încă și nu știu exact care sunt respectivele obiecte. Dar n-are importanță. Hai să ne apucăm noi de trebușoară. Mai am niște material de ăsta gata făcut de data trecută și dacă nu mă înșel eu, cred că în spate mai avem deja... Ia stai să vedem. Da, mai e ceva. Nu știu exact cât mai e, dar mai e. Hai să-l ducem în față, că o să avem nevoie să umblăm acolo la el. Dar, da, mă bucur că vă place seria. Dacă n-ați apăsat încă butonașul de like, apăsați-l chiar în acest moment să strângem și noi acolo peste 20.000 de like-uri. Ar fi super, super tare. Și în episodul de azi să vedem cât de mult putem să completăm. Problema e că ăsta mă cam incomodează. Și am să-l pun eu aici, chiar dacă nu este locul lui final. Dar avem nevoie să accesăm zidul ăsta. Și o să punem bucăți de astea mari. Bucată mare aici. Acolo o să trebuiască să facem jumătăți. Deci o să trebuiască să ne chinuim puțin să le tăiem. Dar asta nu e o problemă. Am comandat deja bricurile, deci nu o să fie o problemă. Imediat le punem. Facem trebușoara aici, ia uite, țac. Țac, încă unul. Aici o să vină iarăși. Stai așa să le dau pe jos. Aici o să vină încă o de asta mare. Bă, lejer, mă, ce vorbești. Ne descurcăm de minune. Acum nu sunt foarte mulți pereți și nici nu avem foarte multe chestii de pus, dar e ok, adică ne descurcăm. Așa, problema aici sus. Cum ajung eu aici sus să pun ăsta? Asta ar fi o întrebare bună. Dacă aș lua eu patul și m-aș folosi de pat ca să mă urc cât de cât, și poate mă lasă să pun aici, dar... Da, e un piculeț de problemă cu urcatul acolo. Poate pe scaun? Fii atent că îmi iau scaunul. Bă, până la urmă trebuie să te folosești ca în viața reală, de ce găsești, corect? Am pus un scaun, mi-am pus asta și ia uite mă că merge trebușoara. În jocul ăsta e mai realistic decât alte jocuri din toate punctele de vedere. Adică observați și voi. Nu orice amănunt tu trebuie să știi să-l faci. Dacă nu reușești să faci cu metoda convențională sau cu metoda stabilită de joc, trebuie tu să găsești o metodă. Drept urmare am găsit o metodă, dar ia să vedem. O să punem ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici și ăsta aici. Da, chiar aș vrea să existe o metodă să punem numele voastre, cei mai activi abonați care se uită la seria asta. Aș vrea să-i trec ca și locuitori în această casă, dar nu știu dacă o să bage. Dar știi ce? Eu am, adică am vorbit cu developerul, că ei mi-au dat cheiță pentru jocul ăsta să mă joc. Și am contact, știi? Adică pot să-i dau un mesaj
Și să zic, băi, e posibil să, să băgăm ceva în joc, să putem să trecem abonații care vor să locuiască în casa abonaților? Și eu să-mi zică, bă, se poate sau bă, nu se poate. Dar, oricum, voi ca să vă rezervați un loc, trebuie să scrieți în comentarii numele, nu numele, să scrieți că vreți să participați și să dați un like. Asta este tot. Să vedem noi. Țac, țac și țac. Perfect. Punem și încă unul aici. O, dar arată bine, mă. Dar stai așa, că problema acum e că acolo am nevoie de o jumătate și nu știu exact dacă o să reușesc eu să fac jumătatea aia. Ar trebui cu cutter-ul, adică cu ăsta, să tăiem una de asta. S-a tăiat, s-a tăiat. Bun. Și acum o să punem doar o bucățică foarte, foarte mică. E bine că am avut mortarul gata făcut, frate, pentru că ar fi fost super aiurea dacă nu l-aveam. Așa, să mutăm și noi scaunul, ne mutăm aici. Bine, nu știu dacă asta e metoda... V-am zis, nu știu dacă e 100% așa trebuia să fac, să mă folosesc de scaun, dar știi ce, dacă funcționează, funcționează și peretele nostru este complet. Bun, acum hai să mergem la domnul ăla. Bă, dar ce e aici? Știu, zona neagră, asta e o secundă. Ce s-a întâmplat? De ce e fumălău ăsta aici? Nu s-a oprit cutter-ul sau ce? Mamă, s-a făcut un fum aici de jale. Ok, să luăm astea, să le punem aici. Da, de la cutter-ul ăsta să face fumul, dar nu înțeleg de ce. Vai de capul meu cât fum scoate. Da, trebuie să fie ceva bug, cu siguranță. Efectiv, o să-l scot afară, știi? O să-l scot afară și o să-l las aici. Și în caz că avem nevoie, pentru că nu se poate așa ceva, uitați-vă ce mi-a făcut în curte. Bun, hai să mergem să dormim. Zac, frumos, ne băgăm la somn. Nu știu dacă o să se ducă fumul ăla. Fumul ăla o să se ducă în momentul în care dau restart la joc. Mai mult ca sigur, dar nu putem să dăm restart la joc acum, așa că hai să facem un duș rapid, nu ne incomodează fumul ăla, indiferent. Higiena vreau să fie la 100%, frate, pentru că mergem și în oraș și nu putem să mergem așa. Ne ducem și la WC puțin, ne facem treaba. Și fumul este încă aici. O să s-a mai dus din el, s-a mai dus. Cred că o să se ducă la un moment dat tot. Dar până una alta, mergem în oraș să întrebăm pe tipul ăla ce avem nevoie să facem următorul task. Pentru că task-ul ăsta cu pereții a fost îndeplinit în totalitate. Și acum mergem la tipul ăsta, vorbim cu el. Ăsta e tipul care îți spune exact ce ai de făcut. Și ar trebui să urmezi exact ordinea în care ți le dă. Pentru că dacă le faci anapoda, să le faci pe capul tău, după aia poți să băguiești jocul și să nu-ți mai dea următoarea chestie. Și practic tu trebuie să faci storyline-ul. Deci un fel de poveste aici, să repari casa. Dar zice că trebuie să comandăm windows and doors. Ce am nevoie pentru asta? Am nevoie de, ia să vedem, screwdriver, deci o șurubelniță. Ok, deci cu șurubelnița o să putem să instalăm tot ce ne trebuie. Ne ducem să cumpărăm niște uși și niște geamuri. Hai să mergem. Am primit informația. Și cred că aici o să deschidă în curând magazinul de mobilier, da? Încă nu este disponibil. Bun, șurubelnița avem deja, deci nu avem nevoie. Tot ce avem nevoie acum este să ne comandăm, deci mergem aici la doors. Avem așa, custard, cream, emerald? Și MDF. Hai să iau un emerald, iau două. Două emerald. Și mai am voie să mai dau, nu mai am voie să mai dau. Ok, deci o să trebuiască, bă, sunt curios cum e emerald, că... Da, nu știu. Uși verzi ar trebui să fie sau? Habar n-am. Ideea e că tool-ul ăsta s-a băguit și creează extraordinar de mult fum. Și am să-l las mai departe. Uitați-vă cât fum mi-a făcut nebunul! Da, jocul este încă în early access. Asta trebuie să vă readuc aminte pentru că mai sunt bug-uri, mai sunt chestii de genul ăsta și n-avem ce să facem. Până la urmă trebuie să ne obișnuim. Mai știți când a venit mașina asta și efectiv s-a blocat într-o... Nu știu, un ciotul ăsta de aici s-a blocat. Și nu mai putea să treacă deloc. Ok, deci sunt verzi. Bă, îmi place așa să am o ușă verde. Nu știu, chiar mi se pare interesantă. Să o iau verde? Sau să o iau pe alb? Dar nu știu, parcă pe verde arată destul de bine. Mă gândeam să iau chestia aia, dar... Cred că pot să iau ușa direct. Ia să vedem. Cum ar da cu ușă verde? Cum ar da cu ușă verde? Sunt curios. Bă, arată bine, mă, cu ușă verde. Îmi place. Puteam să pun ușa albă, dar ușa albă e deja boring, să zic așa. Vrem și noi ceva mai unicat. Corect? Și stați așa că ușile astea, eu degeaba le pun dacă nu le
bat, nu, de fapt nu trebuie să le bați, le pui, cum îi zice, cu șurubelnița. Ok, perfect, hai să zicem ăsta că am terminat. Cred că alea o să rămână acolo, ai finished, bun. Da, uite, vezi, bagul ăsta, asta practic trebuia să le ia el. Dar am să le arunc aici, pentru că aici orice arunci se vinde. Și aia. Bun, hai să mergem să luăm șurubelnița. Țac, frumos. Și să aranjăm. Aude, mă, ce frumos dau la șuruburi aici. Țac. Da, până la urmă, în jocul ăsta, uite, și balamalele trebuie să le faci. În jocul ăsta trebuie să faci totul manual. Adică, efectiv, tot. Nu există ca în alte jocuri unde apeși un buton și să repară, nu să repară, dar să faci instant. Nu, frate, aici trebuie să faci totul de mână. Hai să vedem dacă... Ok, nu cred că am conectat totul cum trebuie sau poate este invers ușa. Hai să mă uit eu o șurubelniță. Să mă uit dacă e vreun șurub care nu este strâns. Da, uite, astea nu sunt strânse. Cred că asta a fost. Hai să vedem. Dar trebuie să te uiți foarte, foarte atent dacă șuruburile sunt strânse în totalitate. Dacă unul, uite, dacă unul singur nu este strâns în totalitate, nu-ți funcționează ușa. Dar asta este ușa și arată destul de bine. Bine, ușile le putem schimba oricând, vă imaginați, dar momentan cred că sunt destul de ok. Hai să strângem și aici rapid și sunt curios la geamuri. Ia stai-mă, până când fac eu chestia asta cu ușile, hai să comandăm niște geamuri. Că și așa ăla nu face nimic în perioada asta. Mergem aici la Windows și vreau să-mi iau așa Residential Window Large, Window Medium și Small. Cred că câte unul de fiecare avem nevoie. Dar nu poți să iei decât două obiecte. Ok, o să vină medium și large. Large-ul pentru în față și ălalalt o să fie pentru în spate. Vă imaginați și voi că acolo o să vină medium-ul. Țac. Frumos. Ia să vedem și aici. Uuu, ce bine arată. Ce bine arată. Și n-am mai pus uși până acum, frate, și mă descurc de minune. Zici că am fost născut pentru așa ceva. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă, mai ziceți ceva? Mai ziceți ceva de casa asta nebună a abonaților? Da, geamurile aș fi vrut să fie tot pe verde, dar nu ai această posibilitate, așa că vom avea geamuri pe alb. Și dacă o să am eu chef, o să schimb și să fie pe... O să fie pe alb și ușile. Vedem în funcție de ce chef am. Dar momentan, eu zic că e ok așa. Hai să vedem, geamul ăsta ar trebui să intre aici. Probabil. Yes. Și mai am nevoie de încă un geam, ăla small, dar nu știu exact unde intră ăla. Ai finished, bun, tu poți să te duci, iarăși îmi rămân prostiile astea aici, nu știu exact de ce, dar așa decide jocul că vrea. Și mai am foarte, foarte puțină energie, știți ce înseamnă chestia asta? Ia să vedem cât e ceasul. Ceasul este 15:28 și eu deja sunt super mega obosit. Asta înseamnă că trebuie să mergem până la bar și la bar să bem ceva. Pentru că în momentul în care bei ceva în jocul ăsta, îți dă energie. Nu cred că e așa în viața reală, dar în joc este. Bun, vreau ceva de băut. Ăsta, mulțumesc. Deși amețești, dar te ajută la muncă, aparent. Bun, hai ne întoarcem. Avem 62% energie, ceea ce e super bine. Bun, acum noi am pus geamurile, dar... Știți ce? Nu o să stea și nici nu o să fie funcționale până când nu strângem toate șuruburile. Așa, mai avem un șurub aici. Și trebuie să le strângi până la capăt, frate, că altfel degeaba ai mai pus geamul. Și cred că... O, bine! Dar doar ăsta micu se deschide. Dar totuși arată destul de nice. Nu este rău. Da, dar știi, eu trebuia mai multe geamuri, de fapt, să iau. Acum mi-am dat seama că eu n-am decât două geamuri. Aici ar trebui să fie, trebuie să-mi dau seama, da, deci astea sunt două mediumuri. A, uite-mă, small-ul. Deci am nevoie de două mediumuri și un small. Hai să mergem în spate. Unde am pus, mă, geamul ăla? Uite aici. Da, problema e că l-am pus invers. Se deschide prinăuntru. Deci trebuie să-l pun oarecum aici, să-l așez. După care, să-l învârt. A, așa, pentru că e ciudat să se deschidă geamul pe dinăuntru. Bine, dacă ți l-a pus muncitorul greșit, adică eu cum îl pun așa greșit, așa o să fie, da? Yes! Bă, începe să se contureze, mă, asta îmi place. Deci, nu știu, cumva la jocul ăsta, din ce în ce mai
avansate lucrările pe care le facem, din ce în ce mai mișto chestiile pe care le avem de făcut. Și acum mi se pare cel mai șmecher. Mai am nevoie de două mediumuri și un small, dar da, deci doar două obiecte, două categorii de produse ai voie. Așteptăm să vină asta mediumurile și dăm și de unul small imediat, dăm comandă. Da, și iar fumul ăla încă a rămas acolo, dar sunt 100% sigur că o să dispară imediat ce dau restart la joc. Și știi ce, hai să și dormim, având în vedere că e noapte, hai și când pe timp de zi mai degrabă. Ăla o să stea să ne aștepte, nu vă faceți probleme. Stă băiatul că n-are alte comenzi, doar noi comandăm în orașul ăsta. Bun, perfect, asta ce am vândut din chestiile alea. Așa, avem încă două geamuri. Țac. Ia să vedem cum le așezăm. O să le așez din start ca lumea. Și ăsta vine așa. Hai că le așez dacă e. Așa, bun. Îmi place că te lasă să le pui și după asta rămân acolo până când le dai cu ele. Și asta e tare. Dar am pus ca lumea geamul ăsta sau e prea? Aia, cred că l-am pus ca lumea. Sunt așa cu toc. Bun, hai să vorbim cu tipul ăsta din nou. Ia și pleacă de aici. Mulțumesc mult de delivery. Și astea le vom așeza noi fain frumos aici. Țac. Și ia-l și pe ăsta și așează-l. Țac. Și acum mergem și facem trebușoara, nu? Acum mergem și comandăm geamul cel mic. Dar de fapt știi ce? Nu știu dacă e disponibil ăla pentru livrări, că abia ce a plecat de aici. Da, Winston is making a delivery. Trebuie, deci în jocul ăsta chiar trebuie să-l aștepți pe ăla să ajungă în garaj. Și dacă te duci în oraș, chiar îl vezi cum ajunge în garaj și își parchează mașina. Și abia după aia ai voie tu să dai următoarea comandă. Deci, nu știu, l-au făcut super mega simulator așa, dar îmi place. E unicat din punctul ăsta de vedere. Pentru că alte jocuri, cum să zic eu, alte jocuri, dai o comandă, ți-a venit instant produsul sau whatever, știi? Nu, jocul ăsta e făcut special, oarecum e făcut special să nu îți vină instant lucrurile, să nu-ți vină, să nu comanzi ceva și să fie super ușor. Nu, să fie cât mai greu, pentru că de acolo îți vine challenge-ul, efectiv, și asta te interesează, dar n-a ajuns ăla încă. Wow, ok. Bă, momentan aș putea spune că arată super bine casa. N-are rost să stăm cu toate geamurile deschise, am să-l las pe ăla pentru să se aerisească. Îl închidem și pe ăsta. Și gemulețul mic de acolo, ăsta e geamul care ne lipsește momentan. Sper că a ajuns, că ia destul de mult să ajungă în oraș, cred că mai repede vin eu pe jos. Windows, am nevoie de un small. Perfect, unul singur cred că era, dacă nu mă înșel, dar bănuiesc că da. Nu știu ce urmează să ne pună să facem următoarea chestie, pentru că după ce am terminat toate astea, nu știu astea care-i faza cu ele, pentru că-s goale, iar astea sigur nu o să trebuiască să rămână așa. Habar n-am ce o să ne pună să facem, dar da, rămâne de văzut. Eu imediat acum o să aștept livrarea și după asta punem geamul și după asta o să ne zică probabil, pentru că după ce am pus și ușile și geamurile, urmează să ne anunțe următoarea lucrare. Așa. Jocul fiind Early Access, vă dați seama că momentan am impresia că doar casa asta e pe care trebuie să o faci, dar după ce mai lucrează la el, o să te lase să faci mai multe case, probabil. O, cine știe? Cine știe în ce direcție va evolua jocul? Nimeni n-are de unde să știe, nici măcar developerii nu știu, dar cu răbdare putem să aflăm. Așa, bun. Hai să vedem unde este scaunul, că avem nevoie iarăși de scaun. Să punem scaunul nostru fix aici, ne urcăm și noi așa puțin și sper să reușesc să-l poziționez ca lumea. E la limită. Ok, hai, cred că l-am pus bine. Și acum punem așa. Țac și țac. Yes! Și mi-a dat acolo. S-a auzit cum s-a auzit. Și asta înseamnă că am făcut task-ul corect. E ciudat să ai un scaun și trebuie să mijloc la televizor, dar da, canapea nu cred că am momentan, sau poate nu mai țin minte dacă am văzut-o pe undeva. Bun, hai să mergem în oraș și să vorbim cu tipul ăla, să vedem cine mai dă de făcut. Bine, el nu ne dă nimic de făcut, el doar ne dă sfaturi, că până la urmă casa e a noastră. Dar hai să vedem cine zice. Have you put up the plasterboard? The plasterboard? You need tools and supplies to learn how to fit plasterboard. Ce am nevoie pentru asta? Plasterboard. Ai nevoie de hammer and nails.
schimba, ok, from the anchor tab. Da, ok, am deja. Am deja. Ok. Și cică, a, cică a văzut niște de-astea undeva într-o... Dar cum, ai, cum poți să intri acolo? One spray, just a hammer, ok, plasterboard. O să trebuie să ne uităm la, la magazin să vedem, că nu știu ce sunt. Habar n-am ce sunt plasterboardurile. Dar... mergem la magazin, nu aici, că aici e altceva, sau? Cred că aici. Plasterboard. Uite, mă, astea sunt. Dar bine, mă, frate, că eu știu de care trebuie. Aaa, păi cred că trebuie să te uiți pe casă, că la casă îmi scriau niște cifre și chestii. Ia, hai să ne uităm rapid, să nu facem vreo greșeală. Și oricum putem să comandăm de aici. Deci aici îți scrie, dacă vă observați voi, deci zice așa, 3, 4, 1 în jos. Așa ar zis să fie ușă. 3, 4. Ok, comandăm un 3 și un 4, bănuiesc. Habar n-am ce e plasterboard, dacă știți voi să-mi spuneți și mie. Deci comand un 3 și comand un 4. Dar faza e că vin, da, vin câte 4 per, da, am înțeles. Deci niște lemne ceva de pus, habar n-am. Dar o să-mi vin acum. Și trebuie să le pui și le pui cu hammer și nail. Bă, da, sincer chiar îmi place ușa verde. Nu știu, adaugă stil casei față de ușa albă, mi se pare mult mai mișto. Deci nu cred că am să mai, să mai schimb, mi se pare mișto rău de tot. Bun. Aștept cu ăsta pentru că am văzut că sunt multe. Încă trebuie să vină. Noroc că am cumpărat chestia asta, mă aștept enorm. Ce sunt, mă, chestiile alea, zici și mie. Dar iar și-a venit prea aproape, sper că nu. Deci chiar nu știu ce sunt. Pereți, nu știu ce-or fi. Oh, oh. Ok, stai, trebuie să o iau mai pe mijloc. Ok. Mergem frumos. O punem jos aici, lin. Ce vorbești, mă, sunt profesionist deja la jocul ăsta. Sunt profesionist la jocul ăsta. Și-mi place, frate, îmi place. Deci dacă, v-am zis, dacă și vouă vă place și mai vreți episoade, dați acolo un butonaj de like. Este foarte simplu. Durează câteva secunde să apeși pe like și eu acum văd că, bă, le place că au dat multe like-uri și mai facem și alte episoade cu siguranță. Am să pun ăsta aici și probabil ce se va întâmpla e că vom vedea în episodul următor ce sunt aceste plasterboard-uri. De fapt, hai că o să mă uit așa puțin rapid, dar nu o să le pun. Asta e 3-ul, da? 3-ul. Mai de curiozitate să vedem ce e. Aha! Și vine pe 3 și vine aici, nu? Și pot să-l poziționez cumva. Da, deci e perete, practic. Și pe aia vii cu ciocanul. Și pui niște cuie în ea. Îi dai țoc. Și îl fixezi. Nu știu exact câte cuie ai nevoie. La un moment dat, probabil o să nu o să te mai lasă să pui cuie. Gândesc că 4 ar fi de ajuns. Da, 4. Și ți-ai făcut perete pe parte și bine, trebuie să fii pe fiecare parte cu asta. Da, deci data viitoare o să începem cu pereții din ăia, ăla și ăsta probabil o să trebuia să fie făcut. O să trebuia să vopsim casa la un moment dat sau cine știe ce o să mai trebuiască să facem. Habar n-am câte chestii mai urmează de făcut, dar mă bucur din suflet că vă place seria. Nu mă așteptam nici vorbă când l-am văzut prima dată jocul ăsta să fie un asemenea hit, să zic așa, dar mă bucur. Ne auzim data viitoare, pa, pa!